rugăm pe Părintele Stareț Varsanufie să ne prezinte mărturia Domnei sale. Eu o să-mi rostesc umilul și zmeritul meu cuvânt și voi primi încredințarea că tot ceea ce spun sunt lucruri vădite, sunt lucruri trăite, lucruri pe care le-am păstrat ca o zestră în taina inimii mele până acum. Reîntâlnirea între duhovnic și fiu duhovnicesc, între tată și fiu. Părintele iese în întâmpinarea fiului, brațele îi se deschid, inima se umple de bucurie, lacrimile îi curg pe obraji ofiliți, gura îi rostește cuvintele iertării și ale mângherii. Nu îi adresează niciun cuvânt de mustrare. Am coborât din singurătățile reci ale munților Carpați, dezbrățeșindu-ne cu greu de tăcerea stâncilor, singurătatea codrilor și tovărășia corbilor sălbatici, pentru a răspunde cu drag chemării, de a evoca memorii despre personalitatea Părintelui Gheorghe, căruia i-a fost ucenit de suflet atâta timp cât el trăia în viață și am rămas mai departe după mutarea lui dintre noi. Legătura de iubire dintre duhovnic și ucenicii săi se dovedește a fi mai puternică decât moartea. Se cunosc atâtea cazuri de fii duhovnicești serioși care au avut un adevărat cult pentru duhovnicul lor, mai ales după moartea acestuia. Spre exemplu, venerația pe care Sfântul Teodor Studitul o avea față de duhovnicul său Platon sau legătura duhovnicească ce a fost între Sfântul Simeon Nou Teolog și părintele său Simeon Studitul sau Evlaviosul. Așa cum avem responsabilități față de părinții trupești care ne-au născut și crescut, tot așa, din perspectivă spirituală, avem datorii față de cei care ne-au născut în viața cea nouă în Hristos. A contura personalitatea duhovnicului cu toate virtuțile și însușirile lui nu este un lucru ușor de realizat. Sunt fericit că mi-ați dat prilejul să mărturisesc dragostea pentru Părintele Gheorghe și fenomenul isihast. Ne exprimăm așadar marea noastră bucurie pentru că datorită dumnezeiești râmne și dăruirii Părintelui Gheorghe față de tradiția și viețuirea sihastă, avem până astăzi anahorest și puznici și tăniți în pește și locuri neștiute ale munților Carpați. Scopul și nevoia acestei cunoaștere a Părintelui Gheorghe este să ne îndemne sufletele către luptele cele duhovnicești, să le călăuzească și să le împărtășească cugetul Sfinților Părinți, Duhul Ascetii Monahal, pentru a ne pregăti pentru întâlnirea mistică cu Domnul. Că Părintele Gheorghe a fost nu doar un aștept prin excelență, ci și un duhovnic cu luciditate și dreaptă socoteală, este dovedit de mulțimea ucenicilor care îl căutau, încât sfaturile lui ajungeau în casele omului de rând, în viața cotidiană, din viața obștii de mănăstire și până la cei mai vestiți sihaștri ai munților Carpați. Așadar, dintre toate lucrările sfințitoare și misionare pe care preotul le îndeplinește în activitatea sa de păstor de sufleturi, taina spovedaniei este poate cea mai grea și cea mai plină de responsabilitate, întrucât putem să spunem că existența duhovnicilor autentici este strâns legată de propășirea morală a neamului. Mi-am dorit să aleg ca subiect, dintre multe alte portrete îmbunătățite a Părintelui Gheorghe, pe cel al păstorului sufletesc, a căruia calitate era sfințenia vieții și moralitatea sa exemplară. Părintele Gheorghe era prin excelență omul Duhului. Dintre virtuțile morale ale duhovnicului, cea mai mare este dragostea. Duhovnicia se confundă cu dragostea. Cunoscător al misticii creștine prin experiență proprie, Părintele Gheorghe era în măsură să călăuzească pe fiii săi sufletești pe orice treaptă a virtuții s-ar afla aceștia,
pilda oferită de Părintele Duhovnic prin cuvintele, faptele și purtările sale, a avut o mare putere lucrătoare, în stare să schimbe pe cei aflați în legătură cu el. Duhovnicul contribuie la însănătoșirea fiilor săi duhovnicești prin însăși pilda vieții sale. Împlinind întru toate voia lui Dumnezeu, el le arată fiilor săi prin faptele sale, prin felul său de a fi și prin puterea lui, cum se cuvine, să viețuiască și să împlinească și ei voia lui. Căci păstorul sufletesc trebuie să fie în toate împrejurările, în tot locul și în tot timpul, în tot mai ca aurul sau ca argintul, fără sunet fals, fără amestec cu alte metale. Pentru ucenici, viața duhovnicului este de cea mai mare însemnătate. Credincioșii, în trăirea lor religioasă, se orientează după viața preoților. Așadar, trupul ascetic, chipul blând, vorba cu har, reflectau poate cea mai credibilă învățătură din lucrarea Părintelui Ghelasie. Duhovnicii autentici sunt modele. Când nu ai duhovnic, să-l cauți, plângând, obișnuia să spună în secolul al XVIII-lea Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, Părintele Duhovnic al Sfântului Paisie Velicicovski. Părintele Ghelasie era un duhovnic cu dreaptă socoteală și plin de luciditate, atrăgând prin cuvintele lui la sânul bisericii noastre tineri din medii neortodoxe, captivați până atunci de înșelăciunele cele vicleană. Așa cum ne adaptăm la timpul rece sau cald, odată cu schimbarea anotimpurilor, el impunea ucenicilor să-și adapteze viața lăuntrică la orice situație de viață cu care se confruntau. Povățuitor, îndrumător spre desăvârșire, spre sfințire, avea darul de a asculta, de a povățui, de a înțelege, de a găsi sfatul cel mai potrivit, de a contribui prin rugăciunile lui la limpezirea vieții personale a altora. El era pe măsura fiecărui penitent, iar convorbirea era întotdeauna sacramentală. Duhovnicul și ucenicul vorbeau aceeași limbă, cu aceleași noțiuni, care să aibă aceleași înțeles pentru amândoi. El nu poruncea cu trufie, ci se sfătuia smerit cu ucenicul, manifestându-și se prin răbdare. Fiii duhovnicești veneau la părintele cu problemele lor și fiecare socotea că problema sa, frământătura sa, este cea mai importantă și, prin urmare, răbdarea părintelui trebuia să facă față. Întotdeauna reușea să aibă răbdare pentru a sta cât este necesar pentru soluționarea cazului. Părintele era îmbogățit în podoabele smereniei, care la nevoie îl ajuta să-și pune sufletul pentru ucenicul său. El purta neputințele noastre și Dumnezeu, văzând lucrul răbdării lui, ne întărea și pe noi. El nu ceda niciodată văzându-și fiul rătăcit, el singur va spera până la sfârșit și le va răspunde unor acuzatori oarecând: credeți-mă, fiul meu va fi un fiu al lui Dumnezeu. El ne lua sufletele noastre în propriul său suflet, viața noastră în viața lui. Pe lângă rugăciunea părintelui care ne însoțea pretutindenea, un alt mod meritoriu de a purta sarcinile ucenicilor săi era să-i asculte cu răbdare atunci când își descărcau sufletul, de a răspunde cu blândețe la întrebările care le repetau mereu, de a primi ori de câte ori doreau să-și despovereze conștiința. Iubirea părintelui nu a fost supusă timpului, puterea ei dăniește pururea. O altă harismă specială a Părintelui Ghelasie era capacitatea de a iubi pe ceilalți și de a-și face ale sale suferințele lor. El știa că cine nu-l poate iubi pe celălalt, nu va avea niciodată puterea să-l vindece. Slujirea lui în scaunul de spovedanie era pentru a iubi pe fiii săi duhovnicești. A iubi aproapele înseamnă să suferi cu el și pentru el. Cuvintele părintelui erau o cale de a te introduce direct în calea Domnului, într-o viață a vântului duhovnicesc. El spunea, după cum dacă ne oprim să respirăm, aerul vital încetează să mai intre înăuntru nostru și vom muri, tot așa dacă ne va lipsi trezvia, fie numai pentru o clipă, nu mai avem putința să-L avem pe Dumnezeu.
Trezvia trebuie, dar, spunea el, să dureze și să fie lucrate fără întrerupere. Întreruperile ne fragmentează timpul și sunt oprirea întârzierii trezviei. Prin urmare, tot ce am construit se dărâmă și iarăși trebuie să o luăm de la început. Primul lucru de care avem nevoie în sporirea vieții duhovnicești este atenția, supravegherea continuă a gândurilor, după care în continuare se naște deprinderea. Cât de frumos și de simplu vorbește Părintele. De ce? Pentru că este experiența sa proprie, dar și a Bisericii. Când spunem că aerul este des, înseamnă că nu există un loc unde să nu fie aer. Tot așa, nu trebuie să existe niciun ceas și nici o clipă în care să nu facem rugăciunea. Rugăciunea lui Iisus este cea mai mare reușită pe care poate să o aibă omul pe pământ. Este o neîntreruptă comunicare cu Dumnezeu. Lucruri minunate și mărețe de curg din trezvie și de rugăciune. Omul devine o altă lume, un adevărat rai. Nefericit este orice creștin dacă pentru el nu există înviere, iar aceasta se poate întâmpla când nu lucrează trezvia. Liniștea sufletească adâncă ne dă putere în viață. S-ar putea însă ca cineva trăind în lume să-l contrazică pe Părintele, spunând că nu ne ajută condițiile. Nu e adevărat, pentru că și în iade am fi și cu lei să ne aflăm și acolo putem să lucrăm trezvia, deoarece este credința Bisericii care e adeverită prin trăirea Sfinților. Toată problema, spunea Părintele, nu sunt ceilalți, ci legătura noastră cu Dumnezeu. Iubirea noastră, liniștea noastră, bucuria noastră, strâmtorarea noastră, teigna noastră, tristețea noastră, toate le avem înăuntru nostru, potrivit în felul în care ne purtăm cu Dumnezeu. Cu siguranță, mare lucru este să nu păcătuiești, dar cu toate acestea, dacă păcătuiești, să nu mai cazi a doua zi în aceleași păcate. Iar când se termine ziua, să vezi ce ai făcut, vezi și ce nu ai făcut, iar mâine să nu mai repezi greșeala pe care a făcut-o ieri. Sfințenia nu înseamnă ca cineva neapărat să nu cadă, ci să renodăm firul virtuților atunci când el este întrerupt. Caracteristica stelei este lumina, strălucirea, iar a ucenicului temător de Dumnezeu este ascultarea și înfăptuirea. Așa cum e sigur că după zi urmează noaptea și după noapte va veni o altă zi, tot așa de sigur este că pilda de vețuire lăsată nouă de către Părintele Glasei va urma și îmbunătățirea vieții noastre. Așadar, pentru propășirea noastră pe calea lui Dumnezeu, este nevoie mereu să ne amintim de învățăturile și sfaturile părinților noștri de suflet. Călătorul, care o face o cale lungă, a nevoie de umblat, gândindu-se că să nu se rătăcească la întoarcere, așează niște semne și niște țăruși în drumul său ca să-i facă ușoară întoarcerea la ale sale. La fel și nouă, care dorim să ne continuăm trăirea vieții într-o nesfârșită sărbătoare, avem acest model de vețuire al Părintului Ghelase, clip de iubire și al unirii mistice cu Dumnezeu. Părinții nu mor, ei trăiesc prin iubire, de aceea nu contenesc să-l identific pe Părintele Ghelase în versurile poetului care cântă: Te-ai dus și ne-a lăsat în urma ta, nădejdea revederii în paradis, vei fi cu noi și mereu vom aștepta să ne întâlnim cu sufletul deschis. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, Părinte, ne-ați adus un cuvânt de departe, de partea de lumea desnănțuită, un cuvânt al Isihiei, așa cum și Părintele Ghelasie de foarte multe ori ne transmitea, folosind formule extrem de prozaice.